30 de zile de arest pentru tânărul de 27 de ani care a provocat cumplitul accident din capitală, în urma căruia au murit doi oameni. Decizia a fost luată de magistrații judecătoriei Chișinău cu sediul la Ciocana. La ședință a venit și învinuitul, care șchiopăta din cauza unei traume suferite în urma impactului. El a refuzat să discute cu presa, iar avocatului i-a interzis să spună dacă participa sau nu la o cursă ilegală atunci când s-a produs accidentul. Participați la o cursă ilegală? Care era miza? Ion Taciuc, originar din orașul Bucovăț, raionul Strășeni, nu a scos niciun cuvânt, iar avocatul a declarat că învinuitul nu era în stare de ebrietate în momentul impactului. Clientul meu nu a consumat alcool, nu era în stare de ebrietate. Mai mult că atât vreau să înfiu faptul că ar fi cumva o rudă a unei persoane influente, nu, la fel. Participa la o cursă ilegală, miza 50 de euro? Nu pot să vă comunic la etapa dată. Din păcate, clauza de confidențialitate care am clientul meu mă interzice. Apărarea a evitat să ofere alte informații despre accidentul care a șocat întreaga țară. Avocatul nu a vrut să spună nici dacă tânărul își recunoaște vina, dar afirmă că el regretă cele întâmplate și le transmite condoleanțe rudelor victimelor. Totodată, tânărul solicită să fie examinat de medici și să fie internat. Stare de sănătate urmează să fie examinat. Ultimul regret ce a întâmplat, din discuțiile care le-am avut acum ieri, astăzi, ultima abia și revine, e stresat, este o stare post-traumatică. Șeful interimar al Procuraturii Capitalei, Oleg Afanasi, ne-a declarat că învinuitul va beneficia de servicii medicale, numai că acest lucru se va întâmpla după gratii. Avocatul a declarat că va decide împreună cu clientul său dacă va contesta mandatul de arestare în instanța superioară. Tânărul de 27 de ani este cercetat penal pentru încălcarea regulilor de securitate a circulației soldată cu decesul a două persoane. Dacă va fi găsit vinovat, el riscă până la 10 ani de închisoare cu anularea permisului de conducere.